Amăgire a venit anunțul care bucură toți pensionarii. Speranța acestora se poate concretiza conform programului de guvernare al Partidului Social Democrat. Majoritatea pensionarilor trăiesc din pensia minimă în valoare de aproximativ 800 de lei, o imposibilitate de a avea un trai decent și de a acoperi toate cheltuielile cotidiene. Astfel, socialdemocrații vor găsi resursele necesare ca pensia minimă să ajungă până la 1300 de lei în următorii 4 ani. Pensionarii au primit doar amăgiri din partea guvernului Orban în ceea ce privește creșterea pensiilor. Acestea trebuiau mărite în mod normal de la 1 septembrie cu 40%. Acest fapt nu s-a concretizat, iar pensionarii sunt sătui de promisiunile nefondate ale premierului Ludovic Orban. Ce părere aveți că premierul României nu va majora pensiile din 1 septembrie cu 40%? Să fie sănătos. După aceea spun ce aveam în plan de la început. Pentru că este o eroare absolută. Din nefericire, înainte de 2000, i-am cunoscut pe toți liberalii care pe atunci erau adevărați liberali. Ulterior s-au transformat, sunt niște erori absolute. Minciună până la cer, tot ce este mai rău, oricum li se va întâmpla, indiferent că vor sau nu. Dar legea există, a fost aprobată, nu trebuia decât să intre în vigoare. Cum se împrumută inutil cu miliarde, puteau să se împrumute doar pentru pensii. Dar oricum, să zicem că n-ar fi chiar atât de important cât majorarea alocațiilor copiilor în primul rând. Dar orice om rațional vede cu ochiul liber de această imensă trădare. Eram sigură că nu o să ne mărească cu 40%, găsesc tot mereu niște justificări în a nu ne mări pensiile, cred că nici cu 10%. Pentru dumnealor găsesc bani întotdeauna să-și facă toate satisfacțiile și pentru noi putem să și murim. Programul de guvernare al Partidului Social Democrat, cel cu care va candida la alegerile parlamentare, prevede creșterea pensiei minime de la 800 de lei la 1300 până în 2024, însemnând o majorare de 63%. În ceea ce privește punctual de pensie, socialdemocrații susțin că au obținut până acum o creștere de 45% și propun o majorare cu 32% în următorii 4 ani, la valoarea de 2340 de lei. PSD a înțeles nevoile vârstnicilor, fapt dovedit de-a lungul timpului. Un trai de viață decent pentru cetățenii români a fost principalul obiectiv al Partidului Social Democrat.